Citeam recent epistola scrisă de Apostolul Pavel către Biserica din Tesalonic și mă uitam cum începe. Pavel, Silvan și Timotei către. Și m-am gândit, wow, ce fain, fii atent că poate fi o echipă de trei oameni pe care Dumnezeu să o folosească, să îi binecuvinteze pe câțiva, poate câțiva mai mulți, că uite, suntem binecuvântați și noi astăzi după atâta timp. Asta nu înseamnă că eu sunt Pavel și nu înseamnă că neapărat voi sunteți Silvan și Timotei. Din potrivă, eu sunt Viorel, tu ești Alin Samuel, cum vrei să zic? Alin, mai degrabă. Alin, mai degrabă, așa, sper să nu uit, da? Și tu ești ăla cu groapa cu lei. Da. Daniel, nu, nu ți-ai dori groapa cu lei. Nu mi-aș dar ar fi o experiență. Credem, ar fi o experiență, dar ți-ai dori să fii așa ca Daniel, să comanzi câțiva împărați acolo. Mi-aș dori să pot să fiu în relația cu Dumnezeu ca Daniel. Oh, super fine. Deci, așa cum probabil vă dați seama, că nu e chiar așa de greu să vă dați seama, suntem din nou la o seară în care suntem cu tinerii, adică ei sunt tineri, v-ați prins, da? Și cu tinerii despre ce vorbim? Despre ei, despre tinerețe, dar sigur vorbim și despre viitor, pentru că ei sunt și prezentul și viitorul. Noi suntem trecutul, prezentul și vom vedea dacă suntem și viitorul. Poate gândurile noastre astăzi vor veni din nou înspre biserică, biserica de azi și biserica de mâine, dar până atunci o să lămurim niște lucruri ca să știm din capul locului cum stăm. Deci, Aline, întrebarea fetelor care se uită este cam în ce fază a vieții ești tu? Momentan sunt în faza a vieții de cu statut de logodit. Așa. Iar în două luni de zile urmează cu ajutorul Domnului să avem nunta. Deci, fetelor, pe lista de rugăciune, dacă vreți să-l treceți, să aibă o nuntă frumoasă, o căsătorie, căsătorie binecuvântată de Amin. Dumnezeu și a, ca să fie de folos și pentru voi, spuneți, Doamne, cum l-ai binecuvântat pe el, îndură și de noi. Că funcționează chestiile astea, da? Și să nu invidiați pe fata respectivă, asta este. Fiecare cu ce a pregătit Domnul, dar mai sunt băieți și pentru voi. Tu, Daniel? Terminat liceul, așa? cu planuri de facultate. Singur, nu. Singur. Dar de ce ești așa de când zici singur? Nu. A, ești ves, ești Da, da, da. Dar e singur că nu te lasă părinții, sau n-ai avut vreme, sau de ce Singur că nu m-am axat pe asta, n a fost o prioritate. Nu a fost o prioritate. E bun, până la momentul de față e bun. Am. Nu înseamnă că nu sunt interesat. interesat. Dar stai să mă mărești pe mine. Tu e singur sau trăiești la singular? Bună întrebare. <laughs> singur, momentan. Singur, momentan, da. Dar da. nu-mi place să trăiesc neapărat la singular. Nu la singular, adică ai în jurul tău -o, o grămadă de oameni, <coughs> dar din punct de vedere al statutului marital ești singur. Bun. Bănuiesc că dacă ați ajuns aici, nu știu cine vă trimis la asta de problemă, da? a avut cât de cât tangență cu biserica. Da, categoric. Ia zi un pic istoria ta. Am fost crescut într-o familie de credincioși, încă de mic copil ai mei m-au dus la biserică înaintea Domnului, am umblat la biserică. Îți aduce aminte ce s-o predicat la binecuvântare? Sau? Nu? Sigur că nu. Sigur că nu. <laughs> da. Uh, da. Tot timpul de până acum am căutat și am umblat la biserică. De câțiva ani încoace am început să mă implic și în slujire, printr-un prin mici predici, meditații și da, o iubesc Astea pe cu Dumnezeu. cu mici te referi scurte? Da, scurte. Asta sunt cele mai faine. Da, scurte și la obiect, oh, cum oh, oh, mie oh, să le numesc. Scurte și la obiect, da. Ce-o uh, reproșat cineva că ești prea scurt? Nu. Nu, nu, nici nu să-ți reproșeze, ține -o tot așa. Iar dacă îți reproșează cineva că ești scurt, e ok. Deci asta e da. chiar bine. o uh, iubesc pe Dumnezeu, îmi place să-L slujesc și vreau ca să încerc să-l propovăduiesc în fiecare zi la oricine apuc. Super! Hai că ne întoarcem la unele lucruri. Istoria ta? La fel, am crescut într-o familie de credincioși, baptiști, după tatăl pastor. Da, a fost o experiență frumoasă, frumoasă și dificile în unele momente, dar am avut multe de învățat poate cum alții ar crede, nu au fost, n-am fost uh, ușă de biserică sau copilul cel mai ascultător fiind copil de păstor, dar... Vezi, poate să uite tachii la emisiune. <laughs> știe, știe, el. știe. Știe, Nu știe tot. Mare parte. În mare parte, am da. înțeles, da, da. Dar la fel, Dumnezeu a lucrat, s-a îndurat de mine, de viața mea și a lucrat, m-a cizelat și pot spune că doar prin îndurarea Lui am ajuns unde sunt acum și cu toată viața și cu tot ce fac, cauți să-l onorez, să-l slujesc, pentru că asta este scopul vieții care l-am descoperit. La, nu chiar de vreme, mai târziu, un pic, aș zice eu, 16 ani, atunci m-a Dumnezeu și mi-a făcut să-mi dau seama că lucrurile serioase și nu-s nu, s nu s luat în ușor. Bun, ne întoarcem la chestia asta. Deci, Întrebarea mea. Acum, vă considerați privilegiați că ați crescut în familii de creștini autentici? Nu perfect, să ne înțelegem, da, da. Și că ați crescut având tangență cu biserica sau... Într-o anumită parte, da. Adică, în care parte? În partea că am fost învățat de mic cine Dumnezeu, care e treaba cu el și care E rolul meu, ca și om, mm -hmm. spre desipere, poate de alții care n-au învățat asta sau nu li s-a spus. Sau ajung mult mai târziu la. la în în știința adevărului. Azi. Sigur. Am fost învățat adevărul. Super. Vezi vreun privilegiu faptul că ai crescut în familie și în biserică? Pot spune că văd și un privilegiu, dar și un dezavantaj, totuși. Că ajungem și la aia da, dar am vrut da. să văd dacă vedeți privilegii private. Uh, privilegii, da, pentru că pe lângă a trăi o viață spirituală, trăind în contextul ăsta și crescând în contextul acesta bisericesc, creștin, în primul rând trăiești, înveți să trăiești moral, ceea ce poate alții care nu trăiesc în acest context nu ajung să trăiască și o... poți să te aprofundezi mai din timp în cunoștințele scripturii, față îl văd un privilegiu față de alții care nu au privilegiu de a crește în. Bun, hai să ajungem undeva, inima vouă. Cel puțin la o anumită vârstă, posibile dezavantaje. Dezavantaje care au fost, poate, pentru mine, a fost că de la o vârstă am început să le iau prea în ușor lucrurile acestea și adevăruri esențiale. Poate Dumnezeu, subiectul bisericii, multe lucruri din cauza că erau o obișnuință au ajuns să fie luate în ușor. Și asta cred că e un dezavantaj a trebuit să mă trezesc la un moment dat să-mi dau seama că nu se în ușor. Ai simțit o anumită presiune prin faptul că ești pruncul păstorului? Da, categoric. Dar nu a fost ceva neapărat... Nu te-a zdrobit. Da. Nu, nu, nu te-ai lăsat o doborât chiar așa da, de ușor. Da. Zim, dezavantaj. Unul din dezavantajele pe care l-am văzut mai de mult este că noi, cei care creștem în contextul ăsta, tindem să privim unele lucruri așa putem să facem lucrurile astea sau încerc Merge și o viață dublă? Într-un fel da, o viață dublu, dublă pentru că cumva noi cunoaștem așa limitele și noi spunem nu, no, nu ne întindem peste, dar de multe ori ajungem să ne întindem chiar peste, să sărim Bun, ducem gardul da, tot dar... mai încolo și mai încolo dar nu nu știu dacă e adevărat sau dacă a fost adevărat la voi, un pic în contextul tinerilor, când m-am învârtit pentru ei, am văzut că era o întrebare care venea, venea, venea. Până unde? Putem, e prea mult. Putem, putem, până putem. Până unde? Și atunci eu aveam două răspunsuri, unul după mintea lor, păi dacă așa pui problema mâna lui Dumnezeu atât de lungă că te ține și în mocirlă, știi? <laughs> Pe de altă parte, nu mi se părea normală întrebarea, adică de ce aș vrea cât mai multe binecuvântări, dar eu aș vrea să fiu cât mai aproape de gard, să știu unde e gardul. Că dincolo de gard, știu că e aduia meu, da? Uh -huh. Și dincoace de gard, atunci. A, a, bun, dar nu ar trebui cumva să încerc să fiu mai aproape de inima lui Dumnezeu, nu? dacă îmi permiteți, încă un dezavantaj pe care îl văd este că noi crescând în mediul ăsta, parcă ni se pare așa monoton și nu vedem atât de bine harul și jertfa Domnului Iisus cum o văd cei care poate vin din alte contexte și când realizează și conștientizează de fapt ce dar măreț am putut primi noi, atunci am văzut că pocăința e mult mai autentică. Sigur că și în rândul celor crescuți în că da, este acest proces de conștientizare și de pocăință. Bun, dar noi uneori poate că ne-am dori niște chestii a celor care îi numim noi din afară, da? Dar am vrea și consecințele care le au ei. Mm -hmm. Bună întrebare. Sigur că nu ne-am dorit. Adică dacă ne gândim do -așa, doar la iertarea lui Dumnezeu, e categoric. Dumnezeu iartă pe toți care se pocăiesc. Corect, da? Corect. Bun. Dar consecințe rămân în urma păcatelor. Sigur că da. Bun, și atunci, probabil, că, dacă mă uit numai la iertare, zic, oricum Dumnezeu mă iartă. Dar, dar nu-i tot una cu ce fel de iertare. nu-i tot cu... Eu, eu asta Sigur. spun, adică e... Tot trebuie să mă pocăiesc. Deci faptul că am furat două gogoși când o zis mama să nu iau de sâmbătă până duminica, nu și am furat două gogoși, da, neascultare, păcat, în fine, nu știu ce, dar cred că una este să mă pocăiesc pentru două gogoși Alta este să mă pochez pentru două mașini <laughs> și poate să mă pocăiesc după gratis sau nu știu unde. Dar e adevărat, nici nu știu dacă ar trebui cineva să invinească pe tineri pentru că ține un pic logic asta și de maturitate. Corect. Și când ești copil, le gândești ca un copil. Bun, deci voi sunteți în faza în care ați crescut cu plusuri, cu minusuri, cu frumoase, cu nu știu ce, ați luat o decizie pentru o relație personală cu Dumnezeu. Categoric. Da. Ce te-a făcut să... Cumva să fii tu hotărât, nu mai e vorba de tata, mama, prieten, eu. Pur și simplu, experimentarea nașterii din nou, Metanoia aceasta, pocăința, schimbarea gândirii, faptul că unele lucruri le vedeam într-un fel și acum când a intervenit asta am început să văd lucrurile că nu sunt chiar așa și nu merge să, cum ați spus și dumneavoastră, să întindem gardul tot mai mult și mai mult, ci trebuie pus pauz, stop și schimbarea felului, schimbarea din interior a noastră spre exterior și spre bine. Și faptul că am înțeles că ai luat chiar o hotărâre serioasă, nu? Trăiesc pentru Dumnezeu cum ar veni 100%. Da. Ți-a trecut așa prin cap că îți îngustezi un pic viața când iei decizia asta și ți se limitează orizonturile? Pământești! Dând timpul în spate, la momentul inițial, poate puțin vedeam lucrurile așa, dar acum după ani de trăire cu Domnul, lângă Domnul, uitându-mă în spate la lucrurile, atunci nu mi se pare că pot să spun că e un beneficiu, nu e o a din punctul ăsta de vedere. E un beneficiu. Am zis eu o chestie, uite, acum mi-am adus aminte că atunci când te la 100% pe Dumnezeu, îți îngustezi orizontul cât Dumnezeu. Și <laughs> nu-i mic orizontul. nu-i mic orizontul. Nu mic. Adică îți îngustezi Orizontul cât Dumnezeu, da. Da, pentru mine momentul de conștientizare a fost mai mult un proces. Am vrut să caut adevărul și să-l înțeleg personal, nu ce mi se spune. Și așa încet, cu început am început să citesc, să caut, să înțeleg de ce ar trebui să cred că există Dumnezeu. Dar până la urmă a fost un moment în care mi-am dat seama că nu pot să mă joc cu Dumnezeu. Expresia, adică nu pot să îl păcălesc pe Dumnezeu, nu pot să răsc o viață dublă, care a fost problema mea, viața bisericii și viața din lume. Și în momentul în care Dumnezeu m-a confruntat și mi-a pus în față toată viața și mi-a arătat nu poți să te ascunzi de mine, văd tot, te văd cum ești și ești rău. Adică nu stai bine. Te vedea Dumnezeu, dar te vedeai și tu, asta e problema. Da, mă vedeam într-o oglindă și mă vedeam cât de depravat am ajuns. Și în momentul ăla am în același moment m-am simțit terifiat de Sfințenia Lui Dumnezeu și de uh, urăciunea păcatului și de cum am ajuns. Dar în același timp am fost și de dragostea Lui și am uh, simțit o dragoste <coughs> și o bucurie care n-am mai simțit-o până atunci. Și momentul ăla pentru mine a fost când mi-am dat seama că uh, nu mai ține de părinți, de familie. Umblarea mea cu El pentru că El m-a ales și m-a curățit și mi-a dat un scop nou atunci am ales să-l urmez. Ai zis că ai început să citești. La ce? Da. Adică, în mare parte apologetică, am vrut să-mi răspund anumite lucruri. De ce să cred că Dumnezeu a creat Pământul? De ce Isus, cum cum, ce dovezi există că Isus chiar a existat pe Pământ și a umblat? Ai avut și... semne de întrebare vis-a-vis -vis de Biblie, dacă este, nu da, este cu cuvântul da. lui Dumnezeu? Da. Multe semne de întrebare mi a pus și uh, cu ajutorul părinților m-au îndrumat ca să găsesc răspunsurile adevărate condus de dovezi. Există literatură? Da, multă, apologetică, câteva titluri, listro, câțiva autori, Lee Strobel, Josh McDowell, mai mulți, apologeți. Care vor să te contacteze, că le dai cărțile în împrumut, da. nu de tot, da? Nu, dar vezi asta, deci tu ai deschis un subiect foarte interesant, că există și varianta asta. Dacă Dumnezeu mă iubește, dacă vrea să îndure de mine, va găsi el o Eu văd în scriptură, e adevărat, e harul lui Dumnezeu, dar văd și o căutare din partea omului și promisiunea este, dacă mă veți căuta, dacă mă veți căuta din toată inima, de că mă uit la unii oameni în Biblie care, e adevărat, l-au găsit pe Dumnezeu, dar și ei și-au făcut partea. Chiar l-a căutat pe Dumnezeu, așa nu deschid nicio carte, nu cu tare, nu. Aș fi vrut să văd cât l-ai căutat pe Dumnezeu pe internet și pe anumite pagini, știi, că poate și pe... de călcat pe Dumnezeu tot unde nu ieși și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Ce faci acum? În afară de faptul că te pregătești pentru nuntă, pentru... <coughs> Pot să spun că mă pregătesc pentru și viața de familie. Așa. Um... Da, ce unde investești mai mult? În pregătirea pentru nuntă sau pregătirea pentru familie? Bună întrebare. Um... Știi cam cât ține nunta? O zi. Câteva ore, da, este, las, o zi, da. Tu, cum n-ai fost în niciodată, nu știi care e cea mai mare dorință a mirilor în ziua nunții? Să numere banii sau? Ești pe aproape, ești pe aproape. Deci dacă o să discuți cu cei mai mulți, surprinzător că după ce se pregătesc atât de mult pentru nuntă, știi, financiar, cea mai mare dorință e să se termine cât mai repede. Ah, okay. Am nu știu dacă să numere banii sau care este chestia asta, știi? Dar oricum, să zicem că ține o zi, dar cam pentru o zi voi cât v-ați pregătit? Când ați început pregătirile? De, de prin februarie, Ianuarie, februarie, cam așa. Deci ați, pregă... ați început cu nu știu câte luni înainte, pregătiți doar voi sau vă mai ajută și alții? În mare parte, noi, puțin familiile noastre. Adică, nunta voastră o faceți cum vreți voi, pe banii voștri. Cam așa ceva. Super, așa mi se pare ideal, da, da. da. Acum, părinții că și ei. Îți zi... mai dau cu părerea, acum, da, noi da, încercăm adică... să luăm ce considerăm noi că e benefic pentru noi și aplicăm. Așa mi se pare absolut normal și felicit pe părinții voștri că sunt de acord cu ideea asta. Și dacă nu sunt de acord, dar sunt de acord cu ideea asta. Și atunci nu puteți băga de bine la nimeni, da? ei să vă susțină și toate celelalte. Dar interesant că te pregătești atât de mult și ajutat, mai consulti și un specialist, dacă știi că sunt domeniu în care trebuie, pentru câteva ore. Și când e vorba de viață, de familie, n-ai timp de aia, n-ai timp de aia, n-ai timp de asta. Experiența mea cu mirii, știi, nu aia care știți voi, da? Că ei n-au timp, n-au timp să citească o carte, n-au timp de o consiliere, n-au timp că ei tot se pregătesc pentru nuntă. Și apoi nunta s-a terminat și începe spectacol. Trezești deja din plin în da, viața da, de familie. Pregătit și... 100%, da? Ce faci, lucrezi sau nu lucrezi? Lucrez și mă pregătesc acum să intru în alt domeniu. Da. Mă pregătesc și învăț să intru în învățământ. La ce lucrezi acum? Sunt antrenor de tenis de masă, e o pasiune și e ceea ce am practicat de mic. 13 ani am făcut de performanță, am avut multe rezultate, am fost cinci ani de zile la centru olimpic, am fost în componenta lotului național, când am fost la junior la 18 ani și Super. Am terminat vara trecută Facultatea de Educație Fizică și Sport cu specializare în tenis de masă și de trei ani de zile sunt pe nișa asta de antrenorat, pregătesc copii. Așa cum pe mine m-au învățat alții, învăț și eu pe alții. O faci cu bucurie, cu pasiune. Cu, se... Da, cu bucurie, pasiune. Îmi place ceea ce fac. Se vede vezi? Slavă Domnul Domnului veci, da. pentru oportunitatea pe care o am. Și acum, în continuare... Cum e să lucrezi cu copii altor? E bine. Îți trebuie răbdare ce-i drept, <laughs> pentru că... Da, nu e ușor. Copiii, fiind de la vârste mai mici, noi începem de pe la 6-7 ani până 14-15, avem aici la care îți uh, trebuie răbdare, înțelegere, trebuie să știi când să te cobori la nivelul lor, trebuie să știi când să Dacă iei copii care vin acolo, vin că vor ei, că îi aduc părinții de toate soiurile? Uh, la noi, de exemplu, este un club sportiv și copiii, mare parte, sunt legitimați și merg la competiții, deci vin și că vor ei pentru că le place și și pentru performanță, pentru că nu asta urmărim aici, mm -hmm. performanța cu ei. Da, n-ați avut copii din care au venit și nu știu cu ce se mănâncă. Ba mâncă. da, mai, sunt care vin, mai ales la început, când în septembrie, când vin grupele noi, vin câteva zile, săptămâni, luni, dar după aia, gata. Își dau seama că mingea e nu pentru da, ei. sare. Că nu-i pentru ei, nu, nu sare mingea cum vor ei. Da, dar merge mai tare. Păi, nu, nu știu, pe calculator nu există tenis de masă. Din păcate nu prea, da, mai mult atunci, tenis de câmp Da, e butoane acolo și atunci e mai simplu la butoane da. Bun, ați crescut în biserică, unele v-au plăcut, altele nu v-au plăcut Dacă vă pun pe amândoi în comitetul bisericii, ce-ați schimbat? Da. Întrebare grea A cărei biserici? A unei biserici locale nu Biserica lui Hristos, acolo le schimbă el. Ești într-o biserică locală, nu ai în minte biserica voastră ca să nu te judece nimeni, că ai zis. Vorbim despre o biserică locală unde tu ai trăit anumite lucruri, normal că vrei să fie mai bine și bănuiesc că o să ai în minte cu prioritate pe tine și n ar trebui să te judece nimeni. Da? Deci ai vrea o biserică care să fie atractivă și pentru tineri. Uh -huh. Probabil anumite modalități de a ajunge la tinerii din lume, de a nu neapărat atrage, dar de a-i include în biserică, pentru că vă observ și din naturajul meu, tinerilor din lume, văd biserica ca o tradiție, ca ceva vechi și antic, ca o superstiție unor. De exemplu, acum, în vremea bacului, mulți colegi, noi, duminică mergem la biserică să ne fie bine la bac. și văd biserica așa ca și un obiect sacru și acolo Dumnezeu e în, Bib în bibelou și restul noi ne vedem de viață. Deci poate așa o includere a tinerilor într-o comunitate, în biserică, tot de tineri, care să vadă tinerii că viața de credință cu Dumnezeu nu e ceva ca și o călugărie, ci chiar o umblare frumoasă, o viață frumoasă și E bucurie, înseamnă bucurie. Și poate așa, punerea în legătură a tinerilor din lume și a celor din biserică, prin diferite uh, activități, probabil. Deci tu te gândești acum la atragerea celor din afară, da. ca să intre. Dar așa, dacă cineva te-ar auzi, ar spune, Bă, ce egoist dar de ce vrei să-i aduci la biserică? Pentru binele tău sau pentru binele lor? Pentru <laughs> binele lor, categoric. Păi pentru binele lor, că te gândești la binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lor, dar dacă vin și două, trei fete faine cu ei, poate și pentru binele tău, nu? Nu, asta e prioritatea. Nu, asta e prioritatea, dar Dumnezeu face și bonus. Duprează, dupre. <laughs> așa. Bun, eu mă gândeam așa, aveam în minte două și vin la tine. Numai... Într-o biserică, vizavi de tineri, ar trebui să am în minte două aspecte. Unu, cum vă țin pe voi în biserică, cei care ați vrut, n-ați vrut, v-au adus părinții, bunicii și măcar aveți o idee despre biserică, știți cu ce se mănâncă acolo, că vă place sau nu, cum vă țin pe voi când sunteți mai mari să nu vă luați stălpășița și să zburați nu știu unde și a doua întrebare, cum îi aduc pe alții? Hmm. Legat de ce a spus prima, legat de prima întrebare pe care a spus-o, uh... Da, dacă aș fi în comitet, aș încerca să fac un echilibru între închinare. Pentru că sunt multe biserici mai conservatoare în care închinarea nu e foarte mult pe placul tinerilor și atunci ei tind să plece din biserică și să meargă în alte locuri unde să Bun, le fie mai pe plac. închinare pe placul tinerilor. <laughs> o închinare mai dinamică, aș spune, o închinare mai... Revigorantă, mai activă, dar cred totodată că trebuie să fie un echilibru, nici prea dinamic, dar nici prea conservator static. sau static. Bun, hai să vă pun o întrebare în astea cheie și le luați voi toate cați, putem să revenim. Eu, mai în vârstă, aș putea contribui la o închinare dinamică? Sigur că da. Da. De ce? Tine de noastră, dacă da. doriți. De... Ține de persoană. Da. Dacă e nu, nu, nu cred că închinarea dinamică o fac doar tinerii. Pot și cei mai în vârstă să contribuie și să participe la o închinare dinamică, nu să fie contra unei închinări dinamice. Da. Acum, eu bănuiesc că în biserici, asta îmi place mie să bănuiesc, nu există o foarte mare grupare care ar fi contra și, da, am văzut că deja părerile noastre sunt diferite eu acum încerc să fiu nice, așa, știi? Și poate oameni care spun că închinarea cu care m-am obișnuit eu este suficientă pentru mine adică eu, eu chiar mă pot închina în felul ăsta, de ce nu te ajută și pe tine? Ce răspuns la chestia asta? Personal, eu am crescut cu o închinare mai liniștită sau cum să o numesc da. și mi-a plăcut, am fost cercetat de multe ori. Pe de cealaltă parte, am fost cercetat și de închinare activă. Deci, amândouă îmi plac la fel de mult și mă simt bine și îmi place să mă închin în ambele feluri. Nu știu, deci n-aș favoriza una împotriva celelalte. Ar fi frumos o îmbinare a celor două, dar nu cred că una ar, ar trebui neapărat să favorizeze tinerii, și cealaltă bătrânii. Cred că ar putea fi un echilibru. Da, un echilibru. Un echilibru. Asta, asta, și până la urmă, și închinarea trebuie să fie spre Sava lui Dumnezeu. Adică trebuie să ne gândim fiecare ce place lui Dumnezeu și ce onorează numele Lui. Nu neapărat ce ne face pe noi să ne simțim bine. Bun, dar am putea vorbi și de gusturi în închinare. Aici mă gândesc că asta ziceam că ar trebui să fie gustul lui Dumnezeu într-un fel, adică... Închinarea care te apropie de Dumnezeu. Bun, da, da asta, asta mă gândesc eu. Poate pe mine, din nou, pe mine nu, nu pot să spun că mă deranjează neapărat un anume stil. Mă deranjează ce nu mă ajută în închinare. Deci nu neapărat stilul correct, respectiv. Gălăgia fără sens. Da, deci există multe lucruri care... Nu, mă deranjează și liniștea fără sens. E, hey, corect. <laughs> adică nu numai gălăgia fără sens. Tu ești prea tânăr ca să fi prins vremurile alea cu o cât mă simt de fericit ca mântuitor. Da? Era o cântare tare clară. Dar cum să spun, când începe cu o, cât mă... Adică... Nu, nici asta nu putea. Păi, frate, ori suntem fericiți, ori nu suntem Fericiți poate ține și de personalitatea omului, și de multe alte lucruri. De asta nu-i judeca pe unii, dar ar trebui să ne gândim. Eu ajung în calcul chestia asta: că oricum vrem, generațiile se schimbă. Corect. Și atunci nu pot să cer unei generații să se schimbe în toate domeniile și chiar să accept, asta poate fi foarte interesant, accept schimbarea în orice domeniu, mai puțin în domeniul religios, dar nu neapărat pe principii, și pe obiceiuri. Asta nu mi se pare chiar corect. Adică, din punctul meu de vedere, Sfânta Scriptură nu se schimbă. Principiile nu se schimbă. Felul în care o abordăm, felul în care o explicăm, toate celelalte lucruri, probabil că ar trebui să fim deschiși pentru schimbare. în, în generația mea, o să vedeți ce fac. În generația mea, cele mai apreciate erau poeziile foarte lungi. Da, am mai auzit și eu. lungi. Da, și atunci zici că dacă are 99 de strofe, e super spiritual. Ai avea răbdare să. <laughs> Câteva da. strofe, nu 90. Da, dar poate că în generația da. voastră spui, domne, dăm mai mult, dar dăm scurt. Mai uh, concentrat. Mai concentrat, da. Deci ne întoarcem la schimbări, da? Vedem schimbări astăzi. Cum, cum vedeți voi biserica mâine? Biserica de mâine? Care va fi biserica voastră? Dificil din. Din cauza atacurilor vestice, la, da. prin diverse implementări care vin din vest, cred că o să fie foarte dificil pentru biserica de mâine, pentru că vrând nevrând sperăm să nu adopte anumite învățături vestice legate de LGBT și alte lucruri. Eu îți dă un pic de gândit chestia asta, curentul ăsta ce... îmi dă un pic de gândit într-un sens negativ, adică eu o teamă că va ajunge și aici. Și nu -și sper ca biserica să poată să trateze cu dragoste și... Uh... cu dragoste omul, cu fermitate, pe. Cu fermitate, da, cu fermitate. Cu Bun, care... stai că aici m mai încurcat un pic, <coughs> hai să ne descurcăm. Deci tu am, auzit, am înțeles că vrei să te însori. Da. Bun. Teoretic, dacă tensori s-ar putea să apară și copii. Corect. Ai luat asta în calcul, da? Sigur că da. Și ai început să te gândești un pic la lumea în care vor crește copiii voștri? Da. Și ce-ți dă curaj să te însori? Harul Domnului. <laughs> harul Domnului. <laughs> asta să nu uiți niciodată. Harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vei sta de vorbă cu noi sau cu alții dinaintea noastră, să știi că și noi am avut provocările noastre și în fiecare societate au fost atacurile celui rău. Sigur, la un alt nivel. Corect, și la, la un rău. alt nivel fiecare, da. Dar, cum să spun, noi am fost pregătiți pentru vremurile atunci, voi pentru vremurile acum. Partea faină este că Dumnezeu este suficient pentru fiecare generație și fiecare provocare. Dar trebuie să luați astea în calcul, adică te încrezi în Dumnezeu, dar nu ești orb, nu ești surd, trebuie să le iei în calcul. Și de asta eu cred că biserica de mâine va fi ce începeți voi să gândiți și să lucrați astăzi. Va fi biserica voastră. Așa e, da. De acord. Și ține de noi să rămânem pe principiile Bibliei. Și cum zicea Alin, vrem, nu vrem? Cred că ține mult de vrem. Adică dacă rămânem bazați și înrădăcinați în Cuvântul Lui Dumnezeu, putem rămâne pe calea Lui și... Putem rezista tuturor curentelor care vin din orice parte, pentru că Dumnezeu ne ne ține și el e de neclintit. Mm. A, mai există tineri serioși prin Biserică? Sigur că există. În afară de voi doi, mai <laughs> există. Mai Poate mai puțin, dar există care au o credință sinceră, onestă și îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, nu doar de fațadă sau nu e ceva așa numai motivațional sau de dimineață. Mai am o chestie, și dar nici nu știu dacă o să o întreb sau nu, că iar să zic dar... că la... mai știți că nu, la este mai bătrâni, nu ne plac figurile de astea. cum vă tundeți voi neapărat, ce fel de pantaloni purtați, chestia asta chiar ține de credință, ține de gusturi, de... de mult un... cred că de gusturi da? decât de credință. Deci de poți de... să fii cu un fel de pantof și totul să-L iubești pe Dumnezeu? Cred că Or, poți că să fii... Pentru că din inimă, cred că Dumnezeu nu se uită la, spune, că nu se uită la exteriorul nostru, ci El se uită la inima noastră. Și dacă inima noastră e devotată Domnului, eu cred că el privește cu bucurie spre... Da, aia. da, vezi... Aia. Cred că trebuie totuși păstrată o decență, o anumită de decență, totuși nu putem veni oricum să ne prezentăm înaintea Domnului, la casa Domnului, totuși decența cred că este cuvântul cheie, dar ceea ce ține de gusturile unora sau altora, cred că sunt gusturi personale, nu ține neapărat de credință. Bun, decența nu e negociabilă, da? Nu. Deci decența nu e negociabilă <fânt> că în Scriptură, dar culorile sunt negociabile. Spuneți mie care e culoarea sfântă la un focăit. Nu știam că este una. A, nu știai. Nici că n-am descoperit unul, dar te poți uita. Eu sper că asta în generația voastră a dispărut sau așa, că te uiți la unul, a venit cu o cămașă galbenă. Oh, ce lumesc ești. Acum, dacă ție ți îți place galben și mie îmi place verde, asta e frământarea mea. Da. Ține de sfințenia mea sau ține de un gust? Și un gust, o preferință, cred că nu, nici nu cred că are ce să caute un spectrul sfințenii sau credinței. Dar pe voi tinerii vă deranjează la bătrâni anumite lucruri. În biserica mea n-am întâlnit neapărat probleme. Așa. Am primit cu dragoste toate sfaturile care mi le-au dat bătrânii. Te-au sfătuit? Da, și m-au sfătuit bine. Și văd în fiecare sfat de lor și în legătură cu îmbrăcămintea sau cu alte lucruri un sâmbure de adevăr care e important și în zilele noastre. În tema îmbrăcămintea Tema îmbrăcăminții, cred că pe lângă decență, mai este și de luat în calcul și uh, cum ne prezentăm în fața lumii. Pentru că, dacă okay. ne asemănăm prea mult cu lumea, atunci cum vom mai fi recunoscuți? Uh, o temă de dezbătută erau uh, blugi rupți, că să nu se poarte blugi, blugi rupți Și îl iau, așa izolat, ca și un exemplu. Uh, cei din lume, din lume au început curentul ăsta. de ce am vrea și noi să ne semănăm tot mai mult cu lumea? Poate am putea duce ideea până acolo cu gardul, că încercăm să ne apropiem cât mai mult de gard, dar să nu trecem linia. Bun, dar dacă s-o rup de buzați, noi da dat bani pe ea așa. Da. Sunt niște principii, niște valori. De deci ce ar fi important asta nu, nu, pentru noi? Pe, pentru noi, da, eu, eu stau și mă gândesc ce gândiți voi tinerii care ați crescut într-o astfel de generație? Deci aici, aici mă gândesc eu undeva dacă aș putea să nu vă judec, adică să spun, păi Alina are inima sinceră, are recutare, are recutare, îl iubește pe Domnul, transformat, dar el așa au crescut cu o generație de blugi rupți, pentru el nu sunt nici ființe, nici figuri, normal, cum eu am crescut în opinci, așa au crescut lucrurile asta. asta poate fi una, Partea cealaltă cu asemănarea cu lumea e bună până la un moment dat. Eu am cealaltă întrebare. Dacă într-o zi, nu va fi, da, Doamne, da, da, dacă într-o zi toată lumea devine normală, atunci ce fac? Devine o anormal să nu mai seamănă cu ei? Cred că asemănarea nu ține neapărat de exterior, nu exteriorul ne, aseam, ne diferențează față de lume, ci cred că interiorul și uh, exemplul pe care noi îl dăm în viața de zi cu zi. Pentru că, da, cum a spus și dumneavoastră, poate într-o zi toată lumea o să fie la normal. O să fie toți la fel, toți o să vadă lucrurile la fel legat de estetic, legat de exterior. Dar până la urmă diferența e acolo în interior, în inima noastră. De la rotițe, de la relația cu Dumnezeu. Da. Bun, acum nu putem să excludem în totalitate exteriorul. Sigur, pentru sigur că, că, că a, o frământare a mea nu suficientă, dar era cum să fac ca exteriorul să nu mă saboteze. Da. Adică eu vreau să spun ceva, da? eu vreau să transmit un mesaj că îi aparțin lui Dumnezeu, că am niște valori și poate într-o anumită generație sau cu o anumită categorie de oameni, poate și aici e o, e o mare diferență, cu iudeul m-am făcut iudeu, știi, pentru o anumită categorie de oameni felul în care mă văd ei pe mine îi blochează să mai asculte. Adică el spune, băi, nu, în mintea mea nu poate intra un om cu teamă de Dumnezeu în felul ăsta, știi? Da. Și atunci eu mă gândesc să nu mă sabotez eu singur, cel, cel puțin din prima, da. Cum zice, de cugetul lor, ține da, de cugetul da, da, lor da. și să nu fim o pricină de potecnire pentru ei. Ce-ați zice? Ați fi de acord cu biserica într-un anume fel și ora de tineret în alt fel? Nu mi-ar plăcea neapărat așa o separare uh, radicală, uh, cred că pot să meargă împreună, pentru că adică putem învăța unii de la alții. Dacă am separat atunci ar fi parcă un pic prea, prea de tot. Fiecare să am să lucrăm de două ori. Când dacă am fi împreună, am putea să ne ajutăm între noi. nu, dar asta e ideea. Hai să o pun în seama lui Alin. Și nu a zis el, dar să o pun în seama lui. Aline, tu poți să vii cu următoarea idee. Sau nu știu cum ți se pare ideea asta. Să zici, domnule, nu pot să mă aduc prietenul meu nepocăit la, dar, biserică, program, la biserică. La biserică. la tineret. dar duc miercuri seara sau vineri seara la tineret, că acolo este un pic mai aproape de da, cred că și întâlnirile de tineret au, cred că, alte subiecte pe care le dezbat, alte teme care sunt mai benefice pentru tineri și pentru sau mai au mai interes, da? Sau mai de interes pentru tineri și problemele prin care ei trec. Ceea ce, în biserică, cred că e uh, o temă care se dezbate, care e de interes uh, pentru, general, cei general, care vin, general, da, pentru cei care vin? pentru cei care vin. Nu cred că ar trebui, nu la duc duminică că la duc la, la duc, miercuri sau vine la tineret. Uh, nu cred că ar trebui să fie asta, dar dacă ar fi să fie așa la tineret, clar că se dezbat niște lucruri mai pe înțelesul lor, mai la nivelul lor, mai cu ce se confruntă ei. Ar fi probabil un început mai bun, un început bun. Un început mai cu dreptul. Bun, mai cu dreptul, da, mai cu dreptul și din câte știți voi, tinerii au curajul să se apropie de conducerea bisericii. Tinerii din biserică? Da. Ce botez Tineri acum. Tineri. În <laughs> parte nu? cum vrei. Nu cred că în mare parte au nu? curajul. Oare de ce? Asta eu nu sunt personal unul dintre ei care... Am, am înțeles, da, da. Dar da. cred că pentru că se lovesc de păreri diferite față de cei din conducere și atunci nu vor să caute scandal sau Conflict. conflicte pe tema Deci asta. să înțeleg, tu prima dată poate ai vrea să vorbești ceva cu mine, da? Uh, ai în minte că dacă o să fii deschis cu mine și o să spui modul în care gândesc, te pot respinge sau chiar acolo? Eu personal nu am asta, dar sunt alți tineri care gândesc așa și atunci se opresc, se împiedică în lucrul ăsta și nu merg mai departe. Și ce aș putea eu să fac ca să le transmit că adevărul e altul? Da. Cred că ar trebui ei să gândească diferit și să... Nu -o, da. o să vină nimeni să dea cu scriptura în cap la altul, ci cu înțelegere o să... O da, dacă sunt eu slujitorul. Uh -huh. Deci eu nu pot face în locul tău, dar vreau să fac în locul meu. Ce ce aș putea să fac? Să înțeleagă totuși tinerii din biserică că îmi pasă de ei, că îi prețuiesc, chiar nu, dacă nu sunt de acord cu blugilor. Adică cum aș putea eu să transmit ideea asta, să spună, băi, eu pentru el, ca persoană, sunt foarte valoros. Că nu-i place freza mea, asta e o figură de a lui în cap. Da? Poate, -ai ideea asta de a face primul pas și de a se apropia, de a apropia de tineri și se vadă, să vadă, să-și dea seama de realitate și după aceea se apropie și Bă, da, voi nu fugiți când mă vedeți? Asta nu cred că e o problemă. Da. <ră> Cu nu vă ajung, da? Bun, măcar să încerc să văd dacă fugiți, nu? Păi da, cred că da, da și, de, și de datoria slujitorului, în caz că vede că tinerii vrea să se apropie de el, dar nu reușește să facă și el un pas înspre ei, ori să-i abordeze, ori să, să fie mai aproape de ei și să încercă să îi înțeleagă pe tineri și lumea din jurul lor. Ați aștepta să mă duc cu voi undeva și în afara bisericii sau e suficient la biserică? Și în afara bisericii, de ce nu? Fi. Eu, de exemplu, cu pastorul meu, poate nu știu dacă îl știți sau nu, mă duc și la pescuit cu el. Adică nu avem o problemă. Merge. Și prindeți ceva să nu... Încercăm. Acum suntem la nivelul de începător, <laughs> da, 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 da. dar ne perfecționăm. Nu, șor, mă gândeam, șor. eu nu le am cu tenisul de masă, așa, dar dacă... Sau la un sport, la un fotbal, Dacă la tenis cât de, cât aș ști un pic, nu? Ar fi ok să jucăm un meci. Categoric. Ar fi ceva frumos și va, ar apropia tinerii de slujitori de slujitor și nu asta că... ar crea o relație mai bună. Dar nu cred că ar trebui să fie chiar atât de groasă bariera asta între tânăr și slujitor sau conducere. Cred că toți suntem acolo la un nivel și împreună alcătuim trupul lui Hristos și slujim împreună. Nu cred nu, că e diferență așa. Să spun, noi chiar teoretic stăm bine. Adică noi credem că suntem frați nu vorbim de nu știu cine, de grade, de așa. Suntem răscumpărați prin același sânge, avem aceea scriptură, același cer, le știți voi toate astea, da, da? Și că Dumnezeu ne face chemări diferite este o altă problemă, da, de care trebuie să ținem conști. atunci, poate că ar trebui, nu știu, pe noi să ne frământe un pic mai mult cum să facem să nu vă mai transmite mesajul acela că noi suntem undeva separați, preaglomerați cu alte lucruri, cu nu știu ce, știi? Eu, eu dacă aș fi în biserică, mi-aș dori foarte mult un păstor disponibil. Un păstor căruia îi pasă de mine. Da. Nu știu cum e în generația voastră, dar mie... Profec, și cred că mulți tineri de asta aleg să plece din unele biserici, să meargă în altele biserici, pentru că acolo poate vocea lor este cumva ascultată și au un cuvânt de spus față de alte biserici în care conducere, conducere și ei ordonează și conduc. Da, acum e important. Eu vă întreb lucrurile astea, acum doar să prinde, știi, că în caz că ne vede cineva să-i mai frământe și pe ei, dar poate că ne frământă. Deci, pe de o parte, că eu așa cred că noi cei mai în vârstă, ar trebui să facem o chestie pe care a făcut-o David nu numai David, au făcut-o și alții, dar David a vrut să facă ceva frumos pentru Dumnezeu. A vrut să zilească o casă, da? Și Dumnezeu a spus nu. Și mă gândeam la două variante care le putea lua în calcul David. Dumnezeu a spus nu, nu mai fac nimic, mă concediez că am făcut destul. David a a doua variantă. Nu eu, copilul meu. Și încerc să fac tot ce pot să-i fie mai ușor copilului meu să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu și să împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Cam asta mi-aș dori eu. Ce nu pot face eu, că Dumnezeu nu îmi dă mie privilegiul acesta, da? Să puteți face voi. Și atunci una din întrebările mele este ce aș putea face eu astăzi și mâine ca apoi mâine vouă să vă fie un pic mai ușor să împliniți planul lui Dumnezeu. Pentru că îmi doresc din toată inima, dacă nu vine Domnul Isus Hristos, după noi să rămână biserici și nu tari, foarte tari, biserici frumoase, biserici vii, unde oamenii să se bucure sfinții, să se sfințească, ceilalți să găsească mântuirea și nu, nu, nu mă obișnuiesc nici cum cu ideea asta că după noi potopul și vai de mine tineretul ăsta o să fie praful. Deci nu, nu pot adopta o gândire de genul acesta. Dar nici nu vreau să las totul în seama voastră, cumva știi. Asta e una din frământările mele. Ce putem face noi, generația mai în vârstă, ca voi, mâine, să vă fie un pic mai ușor? Bună întrebare. Nu v-ați gândit la chestia asta. Așa, că? profund. Cred că putem să, ca și slujitori, să investim în cei care vin după noi ca să putem să îi lăsăm să, să ne investim în cei care vin după noi ca să poată să ducă mai departe lucrarea și să poată să, să nu fie potopul după noi. Bun sper că ne vom ruga pentru voi, că ne rugăm și acum. Deci asta este o chestie faină, nu? Că se roagă părinții, bunicii, ceilalți, dar mai ziceam undeva că am mai făcut o chestie. Vă lăsăm niște clădiri care măcar, nu știu, voi trebuie să le zugrăviți, le schimbați arhitectura, le vindeți, abara, dar vă lăsăm ceva. Dar asta mă gândeam, dincolo de clădiri, dincolo de rugăciuni, ce am mai putea lăsa? cred că cel mai important lucru care fiecare dintre voi ni-l lăsați nouă e experiența. Adică ați trecut prin viață, ați văzut toate încercările și lucrurile nu vor fi chiar radical diferite. Prin anumite lucruri care ați trecut voi, mai mult ca sigur că vom trece și noi. În alt context, în altă situație și poate asta ar fi încă un lucru pe engleză ar fi legacy. Adică o moștenire, o ceva ce se duce mai departe. Și asta e experiența pe care ați acumulat-o toată generația trecută. Atunci, întrebarea mea, întrebarea mea ar fi asta. Cum să împărtășesc cu tine experiența mea și lecțiile pe care le-am învățat în viață să nu ți se pare că mă dau mare, să nu transmit cumva că noi am fost epoca de aur și nu știu ce. Și... Ci cumva să înțelegi că e o inimă sinceră care spune din ce am acumulat eu în viață, alege și tu ce ți se potrivește în generația ta. Cred că momentele cele mai bune în care am putea primi noi ca și tineri sunt momentele în care ne aflăm și noi în situații dificile. Când am suferit sau am pierdut pe cineva drag sau vedem un fel de reticență din partea celor din lume, atunci, în momentul ăla, putem asocia experiența celor mai în vârstă cu noi. Pentru că și voi ați întâlnit dificultăți, respingere față de creștinism în perioada comunismului și cred că se apropie tot așa o perioadă în care nu va fi chiar așa de, de sângerasă, dar totuși va fi o respingere dură și uh, vocea creștinilor, va, cel din lume, vor încerca să închidă stinga stingă vocea creștinilor Și asta bun, ar putea este fi o legătură Da, 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 este bine Trebuie să mă speriu sau să fiu mai precaut Când aud asta de la tine mai Că precaut? viitorul nu-i chiar roz Mai precaut Păi după cum găsim și în scriptură Vremurile din urmă vor fi Nu foarte ușoare Dragostea celor mai mulți se va răci E, va fi periclitată și biserica și credința, adică cel rău va căuta să atace cu tot ce poate biserica lui Dumnezeu. Sigur, Numele Hristos. tău unde o să fie? Între cei mulți sau puțini? -a că dra că dragostea celor mai mulți se va răci cei ce Și aici este o alegere, știi, că vin mulți și spun, doamne, asta e direcția în Biblie. Spun, da, dar nu scrie niciunde că numele tău trebuie să fie printre cei da. ce ce mulți. Poți da. fi printre cei puțini da. care alegi să fie altfel și plătești prețul respectiv. Încă o întrebare, că am avea noi multe și frumoase, dar timpul se duce, ca așa se duce ușor. Să mă risc să vă las pe tineri să faceți un serviciu cum vă place vouă într-o duminică seara? Când îl vreți, duminică dimineața sau seara? Când vii mai bine, dumneavoastră, depinde de risc. Păi acum dacă tu tot mi l la mai somn, mare dimineața, nu? mai mare dimineața și mai puțin da. seara. Mai puțin da. e riscul seara. A, riscul pentru mine, da. da. Dar vouă când ar conveni mai mult? Aveți o preferință sau nu? Nu neapărat că e o preferință. Bun, și dacă eu aș face, că acum eu trebuie să am cu cei din generația mea să și ies eu. bine, da? Eu o să fac anunțul cam așa, frați și surori, duminica viitoare sau peste două săptămâni sau luna viitoare, așa, o să vedeți biserica în viitor. <laughs> Pentru că foarte mulți vă doriți să fiți teleportați, să cunoașteți viitorul sau așa ceva, și peste trei săptămâni vom avea un program special pe care îl fac 100% tinerii biserice. Asta trebuie să fie anunțul meu, da? Și da. E bine că îl fac până nu dăm noi ortul ca să vedem și noi un pic. La ce ar trebui să mă aștept la serviciul ăla? Nu cred că va trebui să vă așteptați la ceva radical, ceva radical sau ceva complet diferit. Pentru că sigur că noi tineri încercăm să păstrăm un echilibru tot așa în închinare, la fel și în predicare, să nu, să nu fie un șoc totuși pentru cei mai de vârstă ridicată și vom încerca totuși să Păstrăm un echilibru, adică noi nu căutăm să schimbăm drastic totul, nu ne dorim asta, dorim doar să fie un echilibru, să creștem din ambele părți. Deci nu o să ne lase inima, ambulanțe, treburi, nu știu ce. Nu, noi Nici zicem de că cum. nu. Dar voi chiar, chiar vreți să țineți un, cont, un pic cont și de noi, sau nu? Sigur. Da, dar de ce? Pentru că noi trebuie să învățăm de la bătrânii bisericii. <laughs> trebuie să ținem cont totuși și de ei, nu cu pentru că ei sunt mai experimentați, noi suntem la început de drum, de slujire și atunci clar... E un proces că... de ucenicie. Nu, dar da. și chestia asta mă gândesc așa că dacă stai și te gândești un pic așa un tânăr cu minte, spui, bun mă, bătrânii ăștia toți sunt cam prăpădiți și pierduți, da? Păi da. ar trebui să ne salvați și pe noi. Și atunci zici, dacă prindem un serviciu care îl organizăm doar noi și vin și ei, trebuie o feliuță să le dăm și lor să prindă și ei raiul. Adică, știi cum? Avantajul este că noi vom veni la slujbe. Nu știu dacă vor veni prietenii voștri, puteți presupune că vor veni, da? Corect. de îți garantez că noi venim. Adică sunteți copiii noștri, nepoții noștri, venim ori de curioși, ori să plângem, ori să purtăm. <gântu -s> să vă puneți mâinile în cap. Da, să ne punem mâinile. Păi, știi cum e? Eu am stat și m-am gândit așa. Dacă îmi pun mâinile în cap, înseamnă că asta e ce am crescut sau n-am crescut, Că până la urmă nu vă parașutat pe voi, nu știu cine, OZN-uri, știi? Sunteți tot ai noștri. Noi da. v-am crescut, noi v-am dat un model, așa? Poate e șocul ăsta mare, Poți ce am vrut noi să iasă și ce a ieșit. Ce a ieșit, de fapt. Da, din mormânt, oricum nu mai putem face nimic, știi? Deci at atunci hai să vedem, poate facem șocul ăsta acum și după asta zice, păi, voi v-ați dus chiar la extrema extremelor, Poate și noi am fost la un hai să vedem dacă găsim acel Un echilibru, echilibru da, da, pentru că nu e bine să, în care să. Să fim plăcuți lui Dumnezeu și să fim cât de cât. Și să fie un ambient plăcut și pentru ambele generații. Sigur că. Nu da. numai pentru generații. Crezi că se celorată. poate? Sigur că se poate. Până da, deci, la urmă, nu? Suntem, avem aceeași Biblie, același Dumnezeu și nu cred că Dumnezeu ne vorbește radical generației trecute și generației noastre. Cred că caută și Dumnezeu dacă tinerii sunt într-o relație personală cu Dumnezeu și la fel și bătrânii. Cred că Dumnezeu ne conduce împreună, nu caută El să ne separe. Și va găsi un echilibru pe care El să-L inspire tinerilor și, și A, Aici cred că ai pus accentul pe ei. Deci bă, bănuiesc că vom mânca diferit și vor fi diferențe de gust, nu numai din generație în generație. În aceeași generație... Da, și de la persoană la persoană. Da, de la persoană. Ne vom îmbrăca un pic diferit, vom avea mașini diferite, Când la capitolul ăsta nu intră mașini, case, știi că nu orice cravată, fără cravată și toate astea, dar dacă ne va lega Hristos și dacă vom merge pe principii biblice, eu cred că putem trăi împreună aici mult și bine și putem să fim și dincolo împreună. Culea. Asta este lucrarea pe care o face Hristos, a făcut-o, continuă să o facă pentru noi și am, am o mare bucurie. Deci bucuria mea când vorbesc cu tinerii este să descoper că, deși sunt diferiți de noi din anumite puncte de vedere, poate chiar e normal să fie așa. Mă bucur să-i văd cu inima sinceră pentru Dumnezeu, legați de Scriptură, doritori să cunoască principiile, adevărurile care nu se negociază, să le trăiască. Și da, dacă undeva pot să îmbunătățească, de ce nu? Asta am încercat și noi în generația noastră. Ei sunt într-o societate mult mai dinamică în care oarecum lucrurile se învechesc nu la 20 de ani, ce poate la un an, la 5 ani, într-un fel influențează și chestia asta. Dragi mei, dacă noi suntem mai în vârstă, să nu uităm, încă Dumnezeu ne ține aici să îi ajutăm, nu să-i încurcăm și n-ar trebui să ne gândim să-i folosim pe tineri peste nu știu câți ani ci să-i folosim astăzi. De multe ori aud expresia tinerii sunt biserica de mâine. Nu numai biserica de mâine, tinerii sunt biserica de astăzi. Ei sunt în biserică sau trebuie aduși în biserică. Haideți să-i folosim, ne rugăm pentru ei, îi încurajăm, nu o să le iasă toate lucrurile din prima, că nici nou nu ne-a ieșit, nu o să facă perfect, că nici noi n-am făcut perfect, dar sunt sigur că dacă îi vom ține mai aproape de noi, îi vom încuraja, îi vom implica, Dumnezeu îi va binecuvânta și... De ce să avem bucuria că ei vor face o lucrare frumoasă doar după ce plecăm noi? De ce să nu avem bucuria că Dumnezeu îi poate folosi acum și că putem să îl slujim pe Dumnezeu împreună? Încă o dată, ca în orice emisiune, când îmi aduc aminte, când îmi aduc aminte tot timpul, mă întorc la lucrurile de bază nu ai o relație cu Dumnezeu, este vremea să-L cauți pe Dumnezeu și să ai o relație personală, proaspătă, de fiecare zi împreună cu El se poate. Pentru cei tineri, citiți Scriptura, meditați la adevărul lui Dumnezeu scrise în ea, aplicați-le în viața de fiecare zi și când ați început să gustați cât de bun este Domnul, nu țineți doar pentru voi, sunt atâția colegi de-ai voștri, bun sau răi, că asta este viața, da, Hristos pentru cei păcătoși a venit, da? Împărtășiți voi, este mult mai natural, e mult mai aproape să împărtășiți voi Evanghelia cu cei de vârsta voastră în conjunctura în care trăiți voi, dar în același timp păstrați-vă curați și demonstrați lumii că cei ce le spuneți voi din Evanghelie se vede, se aplică în viața voastră. Mulțumesc că v-ați făcut timp, că ați venit. Mulțumesc Mare și dragi. noi. A fost Domnul să vă și nu uitați, trăiți astăzi în biserică și faceți tot ce puteți pentru că ce va fi biserica mâine depinde și de ce faceți voi astăzi Corect. și dacă noi vă putem ajuta cu ceva, încercați să ne spuneți să vedem dacă ne supărăm sau nu. Dar să nu ne spuneți doar idei, că noi prea multe idei am avut. Noi acum ne spuneți lucruri practice, faceți asta sau nu mai faceți chestia asta și ne ajutați. Și atunci Dumnezeu ne aduce împreună, ne rugăm și vom găsi. Echilibrul acela care se ne ajute pe toți să fim nu neapărat pe placul celuilalt, ci mai ales pe placul lui Hristos. Amin. Amin.